Bună seara, Hristos a înălțat. Este o ediție specială a emisiunii A Patra Putere în această seară, pentru că vorbim chiar despre această mare sărbătoare a înălțării Mântuitorului. Noi o să obișnim, de altfel, publicul TV Buzău cu astfel de ediții speciale. În studioul nostru este un preot cu care vom colabora, am colaborat și până acum și vom colabora în continuare. Vorbim despre preotul profesor Marcel Panait, este paroc la Biserica Sfântul Vasile din municipiul Buzău. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit și Hristos a înălțat! Mă bucur pentru această invitație, fiind vorba și de o sărbătoare mare, sărbătoarea înălțării Domnului. Spun că este o sărbătoare mare, întrucât ea se încadrează în praznicile împărătești, în praznicile sau sărbătorile adresate Mântuitorului Hristos, și totodată cu ea se încheie salba de sărbători și de evenimente, mai bine zis, dedicate vieții și activității Mântuitorului Hristos pe pământ. De fapt, denumirea ei populară este ispasul, așa este cunoscută în popor. Termenul acesta vine din limba slavonă și l-am întâlnit poate de multe ori când vorbim despre spășire sau hai să privesc spășit sau un om arăta spășit cu sensul de sfârșit sau de încheiere a unui lucru. De fapt, din limba slavonă înseamnă săvârșit, mântuitor, ceva care s-a finalizat. Iată, sărbătoarea aceasta finalizează activitatea Mântuitorului pe pământ. Nu înseamnă că Mântuitorul prin înălțarea la cer încheie relația cu oamenii, cu creația, ci dimpotrivă, ea va continua pe mai departe. Cu atât mai mult, aș vrea să amintesc un fapt, și anume că la început această sărbătoare nu era serbată singular, cum este astăzi, la 40 de zile. A fost serbată până la sfârșitul secolului al IV-lea împreună cu sărbătoarea cinzecimii sau a pogorârii Duhului Sfânt, și chiar un mare istoric, un mare scriitor, Eusebiu de Cezarea, în lucrarea despre sărbătoarea Paștilor, amintea în anul 332 că această sărbătoare făcea parte din marea sărbătoare a Sfintei Treimi și a pogorârii Duhului Sfânt. Deci era o sărbătoare întru totul. Într-adevăr, ceva mai târziu, la vreo 30-40 de ani mai târziu, întâlnim la pelerinul apusean Egheria, care amintea că această sărbătoare a început să fie serbată în multe zone în Imperiu separat, la 40 de zile. Și aceasta pentru a-i se arăta importanța acestei sărbători sau faptul că se încheie perioada cât Mântuitorul și-a manifestat activitatea pe pământ. Tot același lucru îl spune și fericitul Augustin în aceeași perioadă și punctează acest lucru. Deci iată dovezi clare că această sărbătoare, propriu-zis, la sfârșitul secolului al IV-lea, în începutul secolului al V-lea, avea să fie serbată separat. De atunci încoace, bineînțeles că au fost serbată și cu influențe din lumea păgână. Erau multe influențe din lumea păgână și să nu uităm că era o sărbătoare a cinstirii morților, pe care o aveau păgânii, este o sărbătoare precreștină, și ea s-a suprapus într-un fel, ispasul. De aceea noi vedem astăzi că de ispas sau de înălțarea Domnului la cer se face și ziua eroilor sau se cinstește ziua eroilor. Aș vrea să amintesc cu această ocazie că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1999 și apoi în 2001 a dat o hotărâre, a reluat hotărârea ca să fie cinstită ca sărbătoare națională creștină această și bisericească această zi a eroilor. Ei bine, și Guvernul României, la un moment dat, prin legea 372/2003, avea să puncteze acest lucru și a decretat această sărbătoare ca zi națională, ca sărbătoare națională.
întorcându-mă strict la această sărbătoare, ne punem o întrebare firească. Dom'le, de ce trebuie să serbăm noi lucrul acesta? Pentru că acum nu se taie miel, nu se taie curcan, purcel. Deși să spună că există niște tradiții, domnule, de exemplu să mă înroșesc în nou ouă, da? Și s-ar mânca preparate tot ca atunci de Paște. Da, tradiția aceasta încearcă să puncteze aspectul că sărbătoarea învierii nu se încheie odată cu ispasul, odată cu înălțarea Domnului la cer, ci o să vedem că în decursul anului, fiecare zi de duminică este socotită ziua învierii. Și totuși, și aceasta ca să fie reactualizată starea de înviere. Vedeți, dacă noi la un moment dat vom spune un salut creștinesc, cum este și acesta de astăzi, Hristos a înălțat, și vom folosi, spre exemplu, peste o lună de zile, două luni de zile, Hristos a înviat, unii oameni s-ar putea să fie derutați. Dar de ce? Nu s-a terminat cu învierea? Chiar nu. Așa, de ce? Tocmai pentru aceasta, pentru că învierea lui Hristos este constantă. Și de 2000 de ani încoace, și atât noi tocmai aceasta încercăm să actualizăm învierea din noi. Ba mai mult, a zice că fiecare dintre noi simte nevoia să se reînnoiască. Iar învierea este o reînnoire. Înălțarea la cer este la prima vedere doar o ieșire a Mântuitorului din cadrul acesta lumesc, material, deci ca om, pentru că activitatea lui s-a încheiat ca om pe pământ și din momentul acesta începe sau continuă cu activitatea firească, dumnezeiască. Mai ales Mântuitorul le spune apostolilor, înainte de a-i duce în Betania, le spune că să nu se teamă, pentru că el va trimite un mângâietor, Duhul Adevărului, pe care, iată, o să-l vedem, se va cita, se va aminti lucrul acesta și la ziua cincizecimii, la ziua pogorârii Duhului Sfânt. E bine, deci Mântuitorul, este clar că el îi pregătește pe apostoli pentru acest eveniment. Întotdeauna despărțirile sunt grele și noi când ne despărțim de un prieten drag, de un coleg, de o rudă apropiată, fizic nu mai este cu noi. Fizic. Dar tocmai aici este frumusețea, că noi rămânem legați de acea persoană sufletește. Spre exemplu, mie fizic, despărțirea de tatăl meu a avut loc în 1995. Sunt aproape 20 de ani, 19 ani în urmă. Și eu îi simt prezența tatălui meu, pentru că este tata, n-am cum să-l uit. El vibrează prin mine. Și cred că mulți telespectatori, mulți oameni simt lucrul acesta. Sunt persoane dragi pe care nu le pot uita. De ce? Pentru că sufletește îi leagă. Ei, aceasta este o înviere, dacă o putem numi așa, o revigorare, o înviere a celor care fizic nu mai sunt, dar există cu noi. Și spunem că astăzi este o cinstire a eroilor. Cât mai ținem noi minte din cei pe care nu-i mai avem lângă noi? Probabil că ne-am obișnuit cu chipul bunicului, bunicii, ne-am obișnuit cu chipurile celor dragi, apropiați. Fizic și în mod firesc, că așa este petrecerea acestei lumi, fizic ei pleacă de lângă noi și sufletește rămân. Și rămân în memoria noastră și în inima noastră prin ceea ce i-au făcut. Chiar mi-aduc aminte un poet francez, îmi scapă numele acum, spune așa, cu fie ce plecare murim puțin câte puțin. Adică simțim că se rupe ceva din noi cu fiecare plecare. Dar tocmai de aceea Dumnezeu a rânduit sau a îngăduit în noi să simțim această înviere prin amintiri. Sufletul nostru poate să relaționeze, să colaboreze sufletește prin voia lui Dumnezeu cu aceste persoane dragi nouă. Și aici nu este vorba, nu fac trimitere la elemente de legătură care să depășească starea credinței. Nu, este vorba de o relație firească, un sentiment firesc pe care îl avem fiecare dintre noi. Și mai e un aspect. Trăim în casele părinților noștri, ale bunicilor noștri. Trăim pe pământurile acestea care au lăsat în urmă multe aspecte de jertfă și pe care astăzi noi nu le mai regăsim. Sunt oameni care poate au făcut lucruri extraordinare pentru noi și noi nu mai știm lucrul acesta. Cum nu știm nici măcar gesturile făcute de mama noastră sau de tatăl nostru, sacrificiul pe care ei l-au făcut cu ani în urmă când noi eram copii
Și ei au rupt din ei ca să ne fie nouă bine. Așa au făcut moșii noștri, strămoșii noștri. Au mers într-un război nebun. Și mergând în acest război nebun, au fost puși în fața faptului de a avea o întrebare: eu pentru cine sunt aici? Și nu aveau motiv să meargă mai departe. Erau pe front și spuneau: pentru cine lupte aici? A, pentru copilul meu de acasă, pentru soția mea, pentru toți cei dragi ai mei de acolo. Copiii peste an nu mai știu. Iată, după al doilea război mondial, cel puțin, au trecut multe evenimente peste noi. A trecut acea întâmplare din 89, numită Sui Generis, Revoluția din 89. Au murit tineri. La prima vedere spunem: ei pentru ce au murit? Nu vedem schimbări. Poate nu le vedem, dar ei au murit, s-au jertfit. A fost o iubire. Și în cazul părinților noștri, și în cazul strămoșilor noștri, și în cazul acestor tineri, a fost o iubire puternică, dezvoltă. Ei au simțit că ceea ce fac, fac bine. Și asta ca să ne fie nouă astăzi bine. Să avem posibilitatea astăzi să ne vedem, să discutăm, să avem posibilitatea să spunem ceea ce simțim. Și acel sânge al lor este astăzi cinstit. Și este cinstit nu pentru că vrem noi, ci pentru că Hristos ne-l-a lăsat moștenire. Ne-l-a lăsat moștenire prin Sfântul Potir, pentru că spune Hristos: bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, al făgăduinței pe care eu am săvârșit-o cu voi. Deci bezi dintr-o acesta toți. Și nu spune din acesta care va închipui, ci spune: beți sângele acesta, toți. Când ne cheamă pe toți, nu ține cont de dușman, el vorbește despre dragoste. Niciodată poporul acesta n-a pus problema unui, o problemă singulară, să zicem: eu mă jertfesc doar pentru cutare. Nu, eu mă jertfesc pentru neamul acesta. Avem oameni care au suferit în temnițele comuniste. Avem oameni care și-au dat viața pentru că au preferat să-L mărturisească pe Hristos. Și avem martirii închisorilor comuniste. Biserica lucrează acum tocmai la acest aspect, ca aceștia să fie scoși în evidență, să se vadă dragostea lor, să se vadă mărturia lor, să se vadă sângele lor vărsat pentru noi acum. Datoria noastră este să simțim această unire cu ei. Să simțim că ei vibrează prin noi și merită și ei o zi de ispășire. O zi de mântuire, o zi în care în sfârșit suferința lor este remarcată și este scoasă în evidență că s-a încheiat. Vorbeam cu ocazia ediției speciale de data trecută despre societatea de astăzi. A fost marcat acest eveniment, Ziua Eroilor, ca de obicei, în parcul, la monumentul din Parcul Eroilor. Din păcate a devenit o cutumă, așa, parcă un reflex, să zicem. Foarte mulți oameni nu mai au același sentiment. Vedem oameni obligați, parcă, să ducă acolo și să facă act de prezență. Cei care simt cu adevărat această zi a eroilor sunt cei care au luptat pe front, veteranii de război, militarii, care știu ce înseamnă acest lucru. Și în rest, n-aș vrea să intru sau să vă provoc la o discuție despre oameni care se duc acolo doar ca să facă act de prezență, și aici mă refer, din păcate, la o parte din autorități. E fadă, până la urmă, o astfel de sărbătoare, să zic. Da, probabil că unii gândesc doar prin prisma imaginii și doresc doar o imagine. Dar cel puțin sper ca în sufletul fiecărui om care ajunge acolo, chiar om politic, om din administrație, să simtă ceva cu adevărat. Măcar în calitate de creștin, măcar să știe că el este în funcția aceea pentru că cineva a murit pentru el. Mi-am adus aminte de o istorioară, dacă îmi permiteți, nu știu, vă rog. Sper să nu deranjez. Eram preot cu câțiva ani în urmă într-o parohie la țară și discutam cu un bătrânel. Și îmi spunea: părinte, vreau să vă spun o întâmplare interesantă. Zice, eu sunt bătrân, avea la 90 de ani, eu sunt bătrân.
Eu am fost la cotul Donului, părinte. Știți ce înseamnă cotul Donului? Am încercat să mimez că știu, nu știam. Știam doar de la istorie ce am învățat și eu un pic așa, ce am mai auzit pe unul, pe altul. Părinte, s-au dat bătălii groaznice acolo. Și să vă spun un caz, părinte. Am fost acolo cu un băiat, un tânăr, care nu prea răspundea la numele lui. Când și când răspundea, am crezut că e surd. În fine, m-am apropiat de el, m-am atașat de el, totul a fost bine. Am văzut că este un om plăcut, un om cald. Și chiar l-am întrebat, nu ți-e frică de moarte? Deși mi-era, mie. L-am întrebat pe el, nu ți-e frică de moarte? Și l-a spus, zice, ba da, frică mi este, oricărui om este frică de moarte. Dar mai mult decât atât, simt că fac o bucurie cuiva. Am pe cineva drag acasă. Și părinte, n-am luat în seamă despre ce e vorba. M-am gândit că poate are și el soția, are și el copii acasă și totul e bine. La puțină vreme, părinte, avea să fie împușcat. A murit. S-a terminat cu războiul, a fost îngropat, a fost trimis acasă în științare. Peste vreo 2-3 ani de la sfârșitul războiului, mă caută cineva și spune, am înțeles că dumneata ai fost în batalionul Cutare, ai cunoscut pe Cutare? Da. Și zice, cum se numea? Și am spus numele. Zice, eu sunt acela. Păi n-ai cum, nu ești dumneata, că după fizionomie, nu ești dumneata. Eu știu cine a fost acolo. Zice, nu, a fost un prieten al meu, care nu avea familie, știind că eu am 6 copii acasă, a spus, mă dau drept tine. Și a plecat părinte în numele meu. A murit omul acela pentru mine. Spuneți-mi unde este îngropat și mă duc să îi aduc cinste. Și mă gândeam când îmi relata acest om, zic, Doamne, câți dintre noi am fi în stare să facem acte de jertfă? De jertfă, da, ăsta e cuvântul potrivit. Jertfă, da. Spasul în sine este, dacă vreți, tocmai acceptarea noțiunii de jertfă ca răspuns final al tuturor atitudinilor pe care noi le avem în această viață. De jertfa în sine este elementul esențial din viața noastră. Dacă noi ne-am jertfit la serviciu, suntem la serviciu. Și dacă noi la serviciu am pune suflet în ceea ce facem, am simțit atunci că într-adevăr oamenii vor primi mesajul nostru. Dacă suntem la tarabă, în piață, și noi facem gestul acela firesc, cu dragoste, cu jertfă, de multe ori și când se încheie piața, mai stau acolo că poate mai vine cineva, a ajuns cineva târziu. Și nu mă grăbesc, sau la magazin, sau oriunde. Și omul acela vede și spune, mai vin la el, de ce? A ținut cu mine. E al meu, îl simt că îmi aparține. Aici este frumusețea jertfei. Și cazurile pot fi nenumărate, oriunde. În familie, în viața de familie, jertfa este la fel. Dacă în viața de familie noi am căuta să simțim că trăim pentru celălalt, că eu ca soț trăiesc pentru soția mea, că eu ca tată trăiesc pentru copiii mei, copiii mei vor vedea, soția mea va vedea și ea și vor face și ea același lucru. Vor copia jertfa. Dar știți de ce nu se mai întâmplă lucrul acesta? Pentru că noi ne-am săturat în perioada comunistă să facem ceea ce spuneați dumneavoastră mai înainte. Să facem aceste acte forțate. Ne prezentăm la anumite întruniri, ne prezentăm la anumite festivități doar de dragul de a face un act de prezență, cum spuneați. Noi nu mai simțim, nu avem sentimentul acesta patriotic. Am întrebat un copil la un moment dat, păi ce înseamnă pentru tine patria, țara mea? Și mai mult, ce înseamnă? Păi atât. Zic, dar patriotismul? Da, probabil că trebuie să faci ceva pentru țară. Nu mă, ce simți tu? Nu știu, nu simt nimic. Dacă nu i-a fost inoculată această idee. Da, din păcate. Din păcate. Și toată lumea se așteaptă ca altcineva să facă jertfa. Ei, Hristos a fost și jertfă, dar și jertfitor. Să precizăm între timp ceea ce observați de câteva minute, sunt imagini filmate astăzi, a avut loc și hramul Catedralei Arhiepiscopale, Înălțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi.
O să vorbim și despre acest eveniment foarte important, oaspeți de seamă, prezența astăzi la Buzău. Vreau să vă întreb, pe foarte multă lume am auzit-o fără să aibă și răspunsuri la o întrebare. De ce 40 de zile, că așa a fost să fie, că sunt tot felul de semnificații ale unei perioade, să zicem, 3 zile, o săptămână, 2 săptămâni, 40 de zile, da? De ce s-a înălțat la 40 de zile? Este foarte bună întrebare. Și vă spun și de ce. În Vechiul Testament avem foarte multe cazuri când la 40 de zile sau după un post de 40 de zile s-a întâmplat un anume eveniment. Să luăm cazul Moise cu primirea legii pe muntele Sinai. Întâi a postit 40 de zile și 40 de nopți, apoi a primit tablele legii. După aceea avem cazul chiar al Mântuitorului Hristos, care a postit 40 de zile, 40 de nopți și a fost ispitit, ne amintește cuvântul Scripturii. Închipuiți-vă după atâta efort. Pentru că era și latura umană implicată acolo. E firesc. E bine, acum avem 40 de zile ale bucuriei. Nu mai sunt ale postirii. Cât de repede a trecut pentru un postitor perioada aceea de 40 de zile a postului, tot așa de repede a trecut pentru acel postitor și totodată creștin perioada aceasta a bucuriei. Nici nu și-a dat seama când a trecut timpul. Și într-un caz și în celălalt. Mai mult decât atât, perioada de 40 de zile mare o conotație. Și anume, în scrierile Sfinților Părinți, se amintește faptul că sufletul după moarte, el are niște etape pe care le parcurge până să se înalțe la cer. Și anume, mai întâi, după moartea fizică, sufletul rămâne și își supraveghează sau încearcă să-și revadă locurile pământești pe unde a viețuit. După care, spun Sfinții Părinți, merge, este condus să vadă unde este sau ce înseamnă raiul, ce este iadul și după aceste 40 de zile are loc judecata particulară. În învățătura bisericii noi avem două, se specifică faptul că sunt două judecăți. Judecata particulară, când fiecare individ, fiecare suflet este judecat și apoi judecata obștească. La sfârșit, sau judecata universală. Mulți merg pe ideea de ce mai este nevoie de o judecată universală dacă avem judecata particulară. Pentru că omul poate săvârși păcate în mod direct sau indirect, mai bine zis indirect, după moartea fizică. Credeți că e posibil așa ceva? Vă provoc? Vreau să vă întreb. Păi eu vă provoc. Da. Este posibil pentru că noi săvârșim păcate și după moartea fizică. Și putem săvârși fapte bune și după moartea fizică. Putem săvârși păcate după moartea aceasta fizică, după plecarea fizică din această lume, prin faptul că lăsăm, citez, cu limbă de moarte, mama, ai grijă să nu cumva să te împași cu cutare, că ăsta mi-a făcut mie nu știu ce rău. Și creezi și obligații persoanele exact, respective. Exact, exact. Și atunci păcatul se prelungește. Are loc judecata particulară, dar persoana respectivă, copilul respectiv, familia respectivă, spune, mi-a lăsat cu limbă de moarte. Nu pot, nu pot. Și iată, omul săvârșește păcatul în numele celui care l-a lăsat. Dar avem și partea bună. Avem fapta cea bună care am întâlnit-o de multe ori și omul spune, așa m-a apucat la mama, așa m-a apucat la tata, așa m-a învățat. M-a învățat să fiu un om cinstit, m-a învățat să fiu un om respectos și iată, fapta bună se continuă. De asta avem noi nevoie de această judecată universală. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, numai în cazul sfinților. În cazul sfinților, faptul că atâția oameni apelează la dragostea și la rugăciunea lor și acum, asta înseamnă că sunt fapte bune pe care ei le fac după momentul plecării din această lume. Sau gândiți-vă că sunt persoane care au făcut rău și de care ne amintim poate și după 20 de ani, 30 de ani. Rămân acolo și ne dor. Cineva chiar îmi spunea de curând, părinte, zice, mie mi-a făcut mama mea un mare rău cu ani în urmă, cu puțin înainte de a muri. M-a blestemat, părinte. M-a blestemat mama. Și am spus,
Zic, da, dar e mama, cu siguranță ați iertat-o. Am iertat-o, dar n-am uitat-o. Adică dorința plecată din dragoste o făcea să se exprime așa că a iertat. Dar rămăsese rana acolo. Cine te-a blesteam? Mama. Mama. Vă dați seama câte mame își blesteamă copiii la fleacuri, la lucruri de nimic. Bine, aici putem să vorbim și de trauma care ar putea să existe după o astfel de, până la urmă, după un astfel de blestem. Adică rămâi în minte, domne, ce ultimele cuvinte ale unei persoane dragi, dacă vorbim de blestem. Da, da. Asta a fost un caz, un exemplu pe care l-am gândit. Bun, sunt nevoie să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne continuăm discuția despre semnificațiile acestei zile importante și mari pentru creștini. Revenim așadar. Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, în care vorbim despre marea sărbătoare a Înălțării Domnului, alături de preotul profesor Marcel Panait de la Biserica Sfântul Vasile din municipiul Buzău. Spuneam în prima parte a emisiunii că astăzi a avut loc hramul Catedralei Arhiepiscopale, Înălțarea Domnului. Ați văzut imagine, să vedeți în continuare și alte imagini filmate de acolo. O slujbă specială a fost oficiată chiar de înalt preasfințitul părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Au venit foarte mulți preoți și menționăm foarte interesant și important oaspeți din străinătate. Despre hram, ce am putea spune? Mai întâi de toate, aș porni de la noțiunea de hram. Ne-am întâlnit termenul foarte des, fie pornind de la întrebarea simplă, ce hram porți, în sensul tu sub ce acoperiș ești. Deci hram înseamnă casă, cea care ocrotește. Biserica în sine, biserica construcție, este casa Domnului și are un înger păzitor. Îngerul acesta păzitor, iată, poate să fie un sfânt anume, poate să fie un eveniment din viața și activitatea Mântuitorului, cum este și Înălțarea Domnului. Este sfântul ocrotitor, este îngerul ocrotitor al acelei biserici. Și cu atât mai mult a zice că avem nevoie de acest hram. Nu știu dacă știți, la căsătorii, la cununii, preotul, când oficiază căsătoria la sfârșit, îi îndeamnă pe tinerii căsătoriți să-și ia un patron spiritual, să-și ia un păzitor, un ocrotitor, un hram al familiei. Și într-adevăr își aleg un ocrotitor al familiei. Pot spune că la noi, la Buzău, Catedrala Arhiepiscopală este într-adevăr de o frumusețe aparte. Construcțiile la această catedrală au început cu câțiva ani în urmă, în 1998. Piatra de temelie a fost sfințită, a fost pusă de înalt preasfințitul Epifanie la 10 noiembrie 2002 și Sfințirea Mare, așa cum știm cu toții, a fost la 8 noiembrie 2009, când Preafericitul Părinte Patriarh, în mod personal, a participat la această sfințire de catedrală. Ba mai mult, atunci a resfințit și Catedrala Veche Voievodală. Și este interesant acolo ceva. O să revin la Catedrala Nouă, dar nu vreau să trec cu vederea lucruri deosebite care ne amintesc de Catedrala Veche. Mai ales că pentru Buzău ea a fost și rămâne un simbol, atât pentru turiști, pelerini, pentru toți cei care vin în Buzău, vin la Catedrala Veche. Catedrala Veche este zidită undeva prin 1649, este ctitoria lui Matei Basarab. A fost o construcție mai veche din timpul lui Radu cel Mare. Normal, Episcopia Buzăului este datată istoric de pe la 1500. Și atunci avem o construcție din vremea lui Radu cel Mare. Dar ctitoria aceasta a lui Matei Basarab este de o frumusețe aparte și noi, oricând avem ocazia să mergem să o vedem acolo, a fost pictată de pictor Nicolae Teodorescu, ajutat de nepotul său,
după soră, Gheorghe Tătărescu, marele Gheorghe Tătărescu. Și bineînțeles că au fost cutremure care au afectat biserica, construcția. După aceea s-a revenit asupra picturii. În timpul lui Antim Angelescu, în 1949, doi pictori cunoscuți la acea vreme, Titel Benea și împreună cu Mihalcea, prietenul său, au repictat biserica, păstrând, au renovat, păstrând cât s-a putut din vechea pictură. Și astfel, noi avem astăzi o biserică frumoasă. La ea am mai intervenit și în altul Epifanie, după 1999, dar avem o biserică frumoasă, titorie voievodală, Matei Basarab. Este un lucru deosebit. Ne bucurăm cu lucrul acesta și iată, este o clădire istorică, este o emblemă pentru noi, pentru Buzău. Întorcându-mă la Catedrala Arhiepiscopală, aici pictura a fost realizată de un pictor contemporan, în mod firesc, nu? Pentru că este pictată în 2009, este vorba de părintele Petrică Brașoveanu, Petre Brașoveanu, și cu ucenicii săi. După sfințire, până la sfințire nu s-a reușit să fie pictată întru totul, au mai rămas câteva aspecte și în cele din urmă, după 8 noiembrie 2009, a fost încheiată și pictura. Interesant este la această catedrală că multă vreme unii oameni au privit un pic cu o notă de respingere construcția catedralei. Ce ne mai trebuie o catedrală? Pentru ce? Avem atâtea biserici, la ce mai e nevoie de o catedrală? Am rămas surprins să văd de multe ori că această catedrală, care unii o văd foarte mare, eu o văd potrivită pentru orașul nostru, este plină de oameni. E adevărat, poate în cursul unei zile, în zile de rând, nu este plină, dar nici bisericile de sector, de parohie nu sunt pline. Duminica biserica este plină. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu lucrează acolo. Înseamnă că oamenii simt nevoia să vină la hram, la casa, la adăpostul pe care îl oferă Hristos. Au nevoie să intre în legătură cu Dumnezeu. Unde te simți mai bine decât în biserică? Vă mărturisesc o întâmplare simpatică. Eram cu câțiva ani în urmă în Grecia, vizitam mănăstirile de la Meteore și eram la un moment dat mâhnit în inima mea de faptul că n-am putut să vizitez o anumită mănăstire. Și intrând la o altă mănăstire deschisă, abia atunci mi-am dat seama de un lucru esențial. M-am simțit ca acasă. Biserica la fel ca acasă. De ce? Biserica ortodoxă te face să te simți oriunde ca acasă. Discutam în vara aceasta, acum după Paște, cu câțiva tineri care s-au întors de la lucru din străinătate. Și îmi spuneau, părinte, știți unde ne simțim noi ca acasă? În biserică. Împreună cu părinții de acolo am început să facem agape frățești. Ne simțim ca la hram în fiecare duminică. De fapt, ce are hramul în plus? Hramul ca moment, ca eveniment pentru ocrotitorul respectiv, are această întrunire frățească. În afară de împărtășirea de la altar, este bucuria de a sta de vorbă, de a te întâlni cu alții, de felul tău, de teapa ta, de credința ta și copiilor și să te simți bine împreună. Este bucuria cea mai mare și o mărturisesc cu sinceritate, omul acesta când îmi spunea, când îmi relata, era emoționat. Ce, părinte, mă credeți că acolo m-am simțit cel mai bine? Sunt și la muncă, e bine, mă întâlnesc cu prieteni, ca la muncă, ne mai ciondănim, ne mai înțepăm unul pe altul, dar zicem, biserică, să știți, și acolo, la întrunirile acestea, ne simțim ca acasă. La evenimentul de astăzi a fost și colega noastră, Maria Stroie, alături de Mihai Vasilescu, a vorbit cu mai mulți dintre enoriași, să-i auzim și noi pe câțiva dintre ei cu ceea ce au spus astăzi, cu impresii. Am venit la Sfânta Liturghie, la Sfânta Slujbă, la Sfânta Biserică, pentru că e casa lui Dumnezeu. Și am auzit că e o slujbă arhierească, doi episcopi. Și nădejdea noastră la Dumnezeu este.
În rest, păcătoși suntem toți, dar ne rugăm să ne ierte Bunul Dumnezeu. Am venit cu gândul bun, este o sărbătoare mare, am venit cu nepoțelul meu. Ne rugăm la Dumnezeu pentru sănătate, pentru ajutor, pentru cei dragi. O sărbătoare mare pentru mine înseamnă să fiu aproape de Dumnezeu. Simt, deci vreau să simt că sunt aproape de Dumnezeu. Da, asta înseamnă o sărbătoare mare pentru mine. Sărbătoare mare, tradițională, într-un fel. Venim cu inima deschisă, să ascultăm muzică liturgică, slujba foarte frumoasă, convingătoare, grupul de preoți deosebiți. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Eu m-am rugat pentru sănătatea mea, a copiilor mei, a nepoților mei, a tuturor celor dragi. Da, este bucuria, sunt sentimentele pe care le au oamenii mergând la biserică. Să știți că de multe ori oamenii merg la biserică nu neapărat numai din bucurie. Merg de tristețe. Merg pentru că sunt copleșiți de necazuri, de suferințe. Și cineva chiar spunea, zice, domnule, dar cum este posibil ca la biserică să meargă omul cu atâtea necazuri? Și i-am dat răspunsul. Hristos spune, veniți la mine toți cei trudiți, toți cei oropsiți, deci toți cei aflați în suferință și veți găsi odihnă. Și totodată Mântuitorul spune, nu am venit pentru cei drepți, am venit pentru cei păcătoși, pentru cei care se simt împovărați. E bine, biserica este, dacă vreți, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, o bolniță, ca un spital. Biserica este locul unde omul nu se întâlnește doar cu preotul. Poate să intre într-o biserică și să nu fie preotul acolo. Omul se întâlnește cu Hristos. Preotul este, dacă vreți, cel care mediază, cel care îl ajută, cel care îl îndrumă pe credincios. Dar relația în sine o are tot credinciosul cu Dumnezeu. El simte nevoia să intre în legătură cu Dumnezeu. El intră în biserică să se roage. El intră în biserică să simtă că acolo este ocrotit. Că acolo are o mângâiere. De aceea intră omul în biserică și cu atât mai mult nu intră doar pentru el, pentru că nu e egoist. Omul intră cu gândul să se roage și pentru cei dragi. Atât pentru cei ce sunt în viață alături de el, cât și pentru cei care nu mai sunt. Păi, chiar mă gândeam la un lucru și vorbeam cu un frate, un preot, un coleg și îmi spunea, Doamne, ce bine este. Deci eu n-am făcut o biserică, dar eu slujesc într-o biserică. Și părinte, te gândești, mă, că peste ani alții se vor ruga aici și există o formulă liturgică. Încă ne rugăm pentru toți cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta. Sau avem rugăciunea pentru creștinii de pretutindeni. Încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni. Deci noi ne rugăm nu doar pentru noi. Nu doar pentru mine, mă rog. Ne rugăm pentru toți ceilalți. Este o altă jertfă. Este frumusețea de a rupe de la tine. Și chiar mi-aduc aminte o altă întâmplare frumoasă, istorioară, când un bătrânel, bine, acum trebuie văzut ca o exprimare plastică, când un bătrânel vede un tânăr în mijlocul străzii, ce stătea țanțo și se bucura și arăta la toată lumea că el are o inimă mare în piept, o inimă puternică, nu are niciun semn, nicio zbârcitură, nimic, nicio străpungere, nimic. O inimă fermă. La care bătrânelul se apropie el și spune, tu ai o inimă frumoasă? Da, i-a răspuns tânărul. Zice, eu am o inimă mai frumoasă ca a ta. Nu se poate. Inima mea e cea mai frumoasă. Ma ta ești om bătrân, cum să ai inimă frumoasă ca a mea? Și bătrânul ce face? Rupe un pic din inima lui, pune inima, din inima tânărului, pune la inima lui și ia din inima lui o bucățică și o pune dincolo. Și spune, uite, acum am pus din inima mea la tine și tu mi-ai dat inima ta mie, mi-ai dăruit mie. Acum inima mea este la fel de frumoasă ca a ta, pentru că eu ți-am dat ție și tu mi-ai dat mie. Ne-am împărtășit de lucrul acesta. De fapt, care era morala acestei întâmplări? Nu neapărat anumite aspecte de suprafață sunt cele ce au valoare, importanță și frumusețe, ci cele care pleacă din interior, din inimă.
oare un bătrân, dacă tot pomeneam așa, un bătrân poate să fie bunicul nostru, bunica noastră? Câte greutăți nu fi avut, peste câte nu fi trecut? Ce școală a vieții nu fi având ființa aceasta? Prin câte necazuri nu fi trecut și a dat sfaturi și la alții? Și stau și mă gândesc, oare nu merită ei mai multă recunoștință din partea noastră? Și pe această cale chiar îi țin să specific un lucru, nu mai știu dacă l-am pomenit aici, în al preasfințitul Ciprian, și cu siguranță că am văzut filmări, ați dat și filmări de la Rătești, de la fostul seminar de la Rătești, acolo în al preasfințitul a rânduit un hram, o casă în care să vină cei singuri, cei necăjiți. Da. Să aibă un adăpost. Am și făcut un reportaj acolo, noi cei de la TV Buzău, cu mai multe bătrâne, să zicem, așa, și persoane în vârstă. E, și tocmai asta vreau să spun, că acel loc este înfrumusețat de cine? De acești oameni. Clădirea în sine, fără viață, ar fi goală. Ca atunci când omul se duce acasă, nu-i nimeni în casa lui. Știți ce bucurie am când ajung acasă și mă întâmpină, eu am 3 copii, și mă întâmpină, mulțumesc frumos, să vă ajute Dumnezeu să aveți din plin. O, da. Chiar și o fetiță Miriam. Întrucât vă doriți o fetiță cu numele acesta. Și este bucuria aceea când casa este plină. Simți bucuria acelei case. Simți că acea casă are viață. Biserica în sine este plină de viață prin credincioși. Biserica este plină de viață prin acești necăjiți și oropsiți. E adevărat, poate unul mai îngânfat nu se simte bine în biserică când altul, smerit, intră acolo, se așează lângă el și își face o rugăciune. Dar acela, sunt sigur, că este asemenea celui din pilda Mântuitorului cu vameșul și fariseul, care vine, se roagă cu tot sufletul, cu toată credința lui, cu toată dragostea lui. Și cere mila lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu așa cum simte inima lui. Celălalt s-ar putea să fie ceea ce spuneați în prima parte a emisiunii, doar un aspect de fațadă. Să știți, cu cât ne aranjăm la exterior, cu cât ne pregătim, ne cosmetizăm la exterior, cu atât suntem mai falși, cu atât suntem mai nesinceri, cu atât inima noastră este umbrită de această mascara, cum spune italianul, de această imagine măzgărită a noastră. Mi-a plăcut un lucru deosebit spus de un copil într-o excursie. Eram cu niște copii în excursie și au cunoscut o doamnă profesoară care la catedră avea o ținută elegantă, frumoasă, un toc înalt, fustă, taior, mă rog, foarte elegantă, foarte elegantă. Și ca profesor, cadru didactic, e bine să aibă o imagine de genul acesta. În excursia respectivă, doamna era îmbrăcată în training, era în pantofi sport și deja copiii au început să spună: Doamnă, dar știți că parcă sunteți mai aproape de noi. Deci copiii au simțit când bariera a fost dată la o parte. Iar acolo s-au simțit, au simțit-o poate ca pe o soră mai mare, au simțit-o poate ca pe o mamă. Empatia este o calitate enormă. Depinde cine o lasă să lucreze. Așa este. Bine, da. din partea cui vine, da. Bun. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, a trecut foarte repede și chiar aș vrea să fac o mențiune, pentru că eu de obicei, nu știu dacă urmăriți emisiunile noastre, întreb foarte des persoanele care sunt invitate în emisiune. Dați-mi voie să vă mărturisesc chiar în direct, vă las să vorbiți, pentru că îmi place foarte mult. Îmi place să ascult ceea ce spuneți, aveți o cuvântare deosebită și cu impact. Din punctul ăsta de vedere, asta ca să nu se întrebe lumea de ce nu pun sau de ce nu intervin. E din inimă, probabil că sunt sincer. Cu cea mai mare plăcere. Aveam impresia la un moment dat că sunt chiar la biserică, la o cuvântare. Și apropo de cuvântare, să-l ascultăm după slujba de astăzi de la Catedrala Arhiepiscopală pe un oaspete deosebit, Mitropolitul Edesei din Grecia, în al preasfințitul Ioil, cu câteva impresii după acest lucru. Με πολύ χαρά δέχτηκα την πρόσκληση
Sevasmiotatul Arhiepiscopul Buzău Chiriu Ciprianu. Cu multă bucurie am primit invitația înalt preasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzeului și Vrancei, de a veni din Edesa, Mitropolia noastră din Grecia, să particip la această mare sărbătoare a eparhiei și a catedralei. Dorim atât în al preasfinției sale, cât și tuturor credincioșilor de aici, tuturor credincioșilor din orașul Buzău, Dumnezeu să-i acopere cu și Maica Domnului cu Sfântul Său acoperământ, să le dăruiască sănătate, să-i ocrotească de tot rău. Și tuturor, la mulți și binecuvântați ani. Da, scurt, dar foarte cuprinzător. Da, erau gânduri sincere. Un mesaj simplu și de impact. Mă duc aminte că de vizitele mele prin Grecia, de vacanțele din Grecia, și mă gândesc că acolo la fel, apropo de cum te simți, unde te simți ca acasă. Și acolo la fel sunt. Nu mai țin minte, spre rușinea mea, în ce biserică am intrat la un moment dat, dar chiar te simțeai ca și cum ai fi acasă. E impresionant să vezi un om, un mitropolit dintr-o zonă a Greciei venind în... Bună seara, Hristos a înălțat! Este o ediție specială a emisiunii A Patra Putere în această seară, pentru că vorbim chiar despre această mare sărbătoare a înălțării Mântuitorului. Noi o să obișnim, de altfel, publicul TV Buzău cu astfel de ediții speciale. În studioul nostru este un preot cu care vom colabora, am colaborat și până acum și vom colabora în continuare. Vorbim despre preotul profesor Marcel Panait, este paroc la Biserica Sfântul Vasile din municipiul Buzău. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit și Hristos a înălțat! Mă bucur pentru această invitație, fiind vorba și de o sărbătoare mare, sărbătoarea înălțării Domnului. Spun că este o sărbătoare mare, întrucât ea se încadrează în praznicile împărătești, în praznicile sau sărbătorile adresate Mântuitorului Hristos, și totodată cu ea se încheie salba de sărbători și de evenimente, mai bine zis, dedicate vieții și activității Mântuitorului Hristos pe pământ. De fapt, denumirea ei populară este ispasul, așa este cunoscută în popor. Termenul acesta vine din limba slavonă și l-am întâlnit poate de multe ori când vorbim despre spășire sau hai să privesc spășit sau un om arăta spășit, cu sensul de sfârșit sau de încheiere a unui lucru. De fapt, din limba slavonă înseamnă săvârșit, mântuitor, ceva care s-a finalizat. Iată, sărbătoarea aceasta finalizează activitatea Mântuitorului pe pământ. Nu înseamnă că Mântuitorul prin înălțarea la cer încheie relația cu oamenii, cu creația, ci dimpotrivă, ea va continua pe mai departe. Cu atât mai mult, aș vrea să... Bună seara, Hristos a înălțat! Este o ediție specială a emisiunii A Patra Putere în această seară, pentru că vorbim chiar despre această mare sărbătoare a înălțării Mântuitorului. Noi o să obișnim, de altfel, publicul TV Buzău cu astfel de ediții speciale. În studioul nostru este un preot cu care vom colabora, am colaborat și până acum și vom colabora în continuare. Vorbim despre preotul profesor Marcel Panait, este paroc la Biserica Sfântul Vasile din municipiul Buzău. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit și Hristos a înălțat! Mă bucur pentru această invitație, fiind vorba și de o sărbătoare mare, sărbătoarea înălțării Domnului. Spun că este o sărbătoare mare, întrucât ea se încadrează în praznicile împărătești, în praznicile sau sărbătorile adresate Mântuitorului Hristos, și totodată cu ea se încheie salba de sărbători
și de evenimente, mai bine zis, dedicate vieții și activității Mântuitorului Hristos pe pământ. De fapt, denumirea ei populară este ispasul, așa este cunoscută în popor. Termenul acesta vine din limba slavonă și l-am întâlnit poate de multe ori când vorbim despre spășire sau hai să privesc spășit sau un om arăta spășit cu sensul de sfârșit sau de încheiere a unui lucru. De fapt, din limba slavonă înseamnă săvârșit, mântuitor, ceva care s-a finalizat. Iată, sărbătoarea aceasta finalizează activitatea Mântuitorului pe pământ. Nu înseamnă că Mântuitorul prin înălțarea la cer încheie relația cu oamenii, cu creația, ci dimpotrivă, ea va continua pe mai departe. Cu atât mai mult, aș vrea să... Bună seara, Hristos a înălțat. Este o ediție specială a emisiunii A Patra Putere în această seară, pentru că vorbim chiar despre această mare sărbătoare a înălțării Mântuitorului. Noi o să obișnim de altfel publicul TV Buzău cu astfel de ediții speciale. În studioul nostru este un preot cu care vom colabora, am colaborat și până acum și vom